Scandalul telefoanelor ascultate de jurnaliștii de la News of the World capătă dimensiuni dramatice. Unul dintre ziariștii care a dezvăluit amănuntele sordide ale acestei afaceri a fost găsit mort. Ba mai mult, în urmă cu puțin timp, patronul ziarului, Rupert Murdoch, a fost atacat de un individ. Scena s-a petrecut chiar în timp ce magnatul era audiat de parlamentarii britanici. I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life. Sunt primele vorbe rostite de Rupert Murdoch în fața parlamentarilor britanici. La o oră după această declarație, octogenarul a mai avut parte de un moment umilitor. Un individ a aruncat în el cu o substanță albă, probabil vopsea. A fost imediat arestat. În orice caz, de câteva zile, situația s-a schimbat radical pentru magnatul Murdoch. A rămas fără cel mai bine vândut ziar pe care îl deținea în Marea Britanie și a ratat achiziția unui puternic trus de presă. Grav este că scandalul telefoanelor ascultate e marcat și de un deces. Sean Hall scria pentru fostul ziar News of the World. Acesta a fost găsit mort ieri după ora 11 la locuința proprie din Watford, în Londra. Sean Hall a fost unul dintre primii care au atras atenția cu privire la spargerea căselor vocale a diferitor persoane, cu acordul lui Andy Coulson, pe atunci redactor la News of the World. Anchetatorii au exclus ipoteza unei crime. Prietenii jurnalistului spun că în ultimele zile devenise paranoic și că exagera cu băutura. Howard recunoscuse încă de acum câțiva ani că a participat activ la afacerea telefoanele ascultate. 10 dintre foștii lui colegi sunt acum arestați sau cercetați. Mulți se întreabă cine urmează. Top police officials Paul Stevenson and John Yates have resigned over their handling of the scandal. There is Andy Coulson, out years ago as News of the World editor, out as Prime Minister David Cameron's spokesman this year, arrested earlier this month. Les Hinton, chief exec of Dow Jones and publisher of the Wall Street Journal, is gone. News of the World has closed down. Now that Rebecca Brooks has resigned and been arrested, many observers say James Murdoch, youngest son of Rupert Murdoch, chairman and CEO of News Corp's divisions in Europe and Asia, is on the firing line. Aflat deja în curs din cauza scandalului, Rupert Murdoch a fost ținta unei glume sinistre. Un grup de hacker a atacat aseară pagina online a ziarului The Sun și a anunțat că bossul de la News Corp a murit.